Vă salut, dragi prieteni! Eu sunt Cristian și mă bucur că astăzi pot să revin în fața dumneavoastră cu un nou videoclip. Și în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum putem să înmulțim o floare foarte minunată care cu siguranță are loc în orice gospodărie și în orice casă. Este o plantă de interior, îi se spune crăciunița sau cactusul de Crăciun. Aceasta este. Și în videoclipul de astăzi am să vă arăt cum putem să o înmulțim foarte simplu la noi acasă. Asta în cazul în care, bineînțeles, nu dorim să mergem să cumpărăm una gata mare. În cazul în care vă plac videoclipurile mele, nu uitați să le distribuiți, să îmi dați un like și să îmi lăsați un comentariu în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și vă doresc o vizionare plăcută! Așadar, în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum putem să înmulțim crăciunița sau cactusul de Crăciun foarte ușor la noi în gospodărie. Pentru început, vom avea nevoie să recoltăm niște frunze dintr-o crăciuniță a cărei culoare deja o știm și ne place și pe care dorim să o înmulțim. Crăciunița sau cactusul de Crăciun le putem găsi în diferite variante de culoare, cum sunt alb, roz, roșu sau portocalii. Trebuie să avem grijă să recoltăm niște frunze care sunt sănătoase pentru a putea să se înmulțească foarte bine. După cum știți, crăciunița este o plantă de interior care de obicei înflorește în perioada sărbătorilor de iarnă, care face o mulțime de flori și arată extraordinar. După ce am recoltat frunzele, vom avea nevoie de un bol pe care va trebui să îl umplem jumătate cu apă sau un sfert, depinde de înălțimea acestuia. Iar acest bol va trebui să-l acoperim cu o folie alimentară de nylon, de plastic, folia aceea care învelim alimentele. Trebuie să mai știți că crăciunița trebuie amplasată într-un loc cu lumină foarte mare, dar nu direct în razele soarelui. După ce am pus folia alimentară, vom face niște găurele foarte mici, atât încât să încapă frunzele, să le insertăm în această folie, dar să nu ajungă în apă, ele să nu atingă apa. Astfel încât ele să stea acolo într-un efect de seră cu o umiditate foarte mare, dar să nu atingă apă, să nu stea în apă. Trebuie să mai știți că această plantă preferă un climat umed, deci îi place foarte mult umiditatea, spre deosebire de alți cactuși. Amplasăm toate frunzele în acest fel. Eu am recoltat în cazul de față 4 frunze pe care le voi dispune simetric în acest bol. Temperatura optimă pentru dezvoltarea crăciuniței este între 16 și 25 de grade. După ce am pus aceste frunze în bolul respectiv, nu rămâne decât să punem acest bol într-o cameră cu suficientă căldură și suficient de multă lumină și să așteptăm evoluția acestora. Cam așa trebuie să stea frunzele, după cum v-am spus, să nu atingă apa. Deci vasul jumătate sau un sfert îmi punem apă, iar partea de sus rămâne goală, parte cu aer. Am să încerc să vă arăt și din lateral cum se vede cum sunt așezate frunzele. După ce am făcut această operațiune, nu rămâne decât să-l punem undeva și să așteptăm să se dezvolte, să apară rădăcinile.
Deci procedura este foarte simplă, oricine poate să o facă și este o metodă foarte ușoară prin care putem să mulțim aceste minunate flori. După cum vedeți, la câteva săptămâni deja încep să apară primele semne, primele rădăcini, destul de micuțe, dar acestea pe parcurs se vor dezvolta. Această metodă fiind foarte ușoară și nu necesită costuri mari pentru a o îndeplini. Iată primele rădăcini formate. Trebuie să mai știți că atunci când crăciunița este înflorită, nu are nevoie de foarte multă apă, deci ea se udă mai rar. Iar perioada în care se udă mai des este de primăvara și până toamna, când aceasta este în creștere și, bineînțeles, aceasta este și perioada în care ea trebuie fertilizată. Ce mai este foarte important să cunoașteți despre această floare este faptul că trebuie evitată mutarea plantei și schimbările bruște de temperatură în perioada în care aceasta trebuie să înflorească. După ce frunzele au început să facă aceste rădăcini, putem să începem procedura de a le planta într-un sol, bineînțeles, care să fie de foarte bună calitate. Într-un singur vas putem să plantăm mai multe din aceste frunze. Și bineînțeles, dacă ar fi și de culori diferite, ar fi extraordinar. Efectul final va fi mult mai spectaculos. În cazul de față, toate frunzulițele au format rădăcini. Eu voi pune în acest vas 3, iar una o voi pune separat într-un vas mai mic. Trebuie să mai știm în cazul udării acestei plante, nu suportă apa în exces. Deși îi place foarte mult umiditatea, apa în exces poate să ducă la putrezirea rădăcinilor. Așadar, trebuie udată de câte ori este nevoie, de câte ori se usucă pământul la suprafață. După ce am plantat aceste frunze în substrat, trebuie să udăm foarte bine substratul, astfel încât să aibă umiditatea necesară pentru dezvoltare. Nu rămâne decât să așezăm ghiveciul la un loc cu lumină, dar după cum v-am spus, ferit de razele directe ale soarelui și să așteptăm să înceapă să se dezvolte această floare minunată. Deci v-am spus, este o plantă care îi place foarte mult umiditate, are nevoie de destulă apă, dar nu în exces, astfel încât să putrezească rădăcinile. Dar de câte ori este nevoie, aceasta va trebui udată. După cum vedeți, apar primele frunzulițe, de fapt prima frunză la una dintre frunzele plantate. Trebuie să mai știți că acest proces durează aproximativ 2 luni până încep să apară frunzele, primele rezultate, deci este un proces de durată, nu se întâmplă peste noapte aceste minunății. Iată deja și a doua frunză a început să se dezvolte. Rezultatele sunt foarte bune până în acest moment. Eu personal am așezat ghiveciul pe pervazul geamului, un geam unde este lumina soarelui directă numai în perioada de dimineață, atunci când soarele nu este așa de puternic și nu afectează negativ plantele. Astfel încât ele au și foarte multă lumină așa cum le trebuie, dar în același timp nu sunt în soare direct, astfel încât să le deshidrateze, să se ardă. Acesta este procedeul foarte simplu prin care putem să mulțim aceste minunate flori. Aici vedeți cea de-a patra frunză pe care am plantat-o separat într-un ghiveci mai mic. Deja și aceasta dă semne de dezvoltare.
Practic, acesta este o reușită 100%. Toate cele patru frunze s-au prins și s-au format patru noi plante, patru Crăciunițe minunate. Așa arată noile mele plante la 5 luni de la plantare, de când am început procesul de înmulțire. După cum vedeți, ele se dezvoltă foarte frumos, arată foarte bine, de-abia aștept și perioada în care vor înflori. Așadar, aceasta este un procedeu foarte simplu și pe care iubitorii de plante cred că o să-l încerce pentru a avea satisfacția de a înmulți aceste minunate flori. Dacă v-a plăcut și videoclipul de astăzi, nu uitați să distribuiți acest videoclip pentru a-l vedea mai multă lume, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să-mi lăsați un comentariu în rubrica de comentarii, unde aștept sugestiile dumneavoastră și, bineînțeles, eventuale întrebări. Vă mulțumesc din suflet că vă uitați la videoclipurile mele și vă doresc numai bine tuturora. O zi bună, Doamne ajută!